bucură-te de Recolta Fresh. Emisiune sponsorizată de Kaufland. Această emisiune este sponsorizată de Zepter. Live better, live longer. Lati, alege gustul adevărat. Salamer, gust cu tradiție. Chateau Vartelli. Bună ziua, dragi telespectatori! Astăzi suntem cu o apariție ceva mai diferită decât cea cu care sunteți obișnuiți și anume, astăzi vom duce emisiunea Chef de Gătit, nu cu Alexandru Comerzan, dar cu Elena Popa. Din păcate, Alexandru a suferit un mic accident la mână care nu-i permite să fie alături de voi și să se împărtășească cu rețetele delicioase pe care le face de obicei. Din acest motiv, am luat această estafetă eu. Cu mine o să fiți pe parcursul la 8 emisiuni, după care o să-i îmânez acest cuțit înapoi lui Alexandru și o să revină la această emisiune și iarăși să împărtășească cu voi cu rețete interesante și gustoase, cum a zis-o și mai devreme. Începem să gătim. Noi astăzi avem o rețetă foarte delicioasă, interesantă și de sezon, pentru că foarte mult îmi place să lucrez cu produsele de sezon. După cum vedeți aici, avem o bucată foarte frumoasă de dovleac. Nu este doar o bucată, avem acolo și bucata cealaltă mare frumoasă. Noi știm că dovleacul este de fapt o legumă foarte versatilă. Pe lângă faptul că este gustos, aromat, frumos, colorat și așa mai departe, are și o grămadă de beneficii pentru sănătatea noastră, dar cel mai mult îmi place că el poate fi consumat în o sumedenie de feluri. 1. Dulce, sărat, supe creme, prăjituri, deserturi. Noi astăzi am optat pentru un preparat destul de clasic, dar într-o interpretare ceva mai nouă. Și anume vom face o supă cremă de dovleac. Foarte mare atenție atunci când tăiem dovleacul, pentru că este o legumă tare și riscăm să ne tăiem. Din acest motiv, suntem dublu atenți atunci când lucrăm cu dovleacul, luăm un cuțit ascuțit, pentru că atunci când avem un cuțit ascuțit, riscul de a ne tăia este mult mai mic decât atunci când avem un cuțit de proastă calitate. În cazul nostru, avem cuțitele super faine de la Zepter, care ne ajută să facem mâncare nu doar gustoasă, dar să fie și în siguranță mânuțile noastre. Scoatem semințele de la dovleac și nu le aruncăm, pentru că sunt, în primul rând, o sursă foarte bună de vitamine și au și efect antiparazitar, asta este tot foarte, foarte important. Scoatem toată partea asta fibroasă împreună cu semințele și avem nevoie doar de pulpa propriu-zisă a dovleacului nostru. Între timp o să vă povestesc un pic despre dovleac. Dovleacul de fapt este o legumă care putem să vedem și după culoare că este plin de beta-caroten, dar beta-caroten este o vitamină liposolubilă, ceea ce înseamnă că pentru ca să beneficiem din plin de vitamina A care se conține, trebuie să o consumăm doar în prezența grăsimilor și dorit să fie prelucrat termic. Asta vom face și noi. Astăzi vom prelucra termic la cuptor acest minunat dovleac pentru ca să obținem o pulpă cremoasă, aromată și cu un gust foarte concentrat. Nu vom folosi doar dovleacul pentru că ar fi prea plictisitor și neinteresant. Din acest motiv, noi vom folosi și alte legume și, atenție, fructe pentru a face această supă cremă. Unul din ingredientele secrete va fi mărul. Vom adăuga și puțin măr la această supă cremă, să echilibrăm un pic și aciditatea și structura. Nu structura, dar textura. Următoarea legume pe care noi o vom folosi este morcovul. Avem nevoie de un morcov pe care îl vom decoji. Tăiem morcovul. Niciodată nu se aruncă. O gustărică. Mie mi-e foame, pur și simplu. Adăugăm morcovul, acum și ceapa. Tăiem ceapa în bucăți puțin mai mărunte și la fel o punem lângă dovleacul nostru. Deci acum nu trebuie să ne străduim să tăiem totul super frumos, pentru că oricum la final vom obține o supă cremă, respectiv nimeni nu o să verifice cât de perfecte sunt cubulețele de ceapă. Măr, scoatem doar semințele. Noi o să folosim o bucățică mică, cum ziceam, pentru textură și pentru ca să avem și un gust mai proaspăt.
Acum, un cățel de usturoi. Îl tăiem în jumătate. Punem frumos lângă legumele noastre. Acum, sare. Poate să fie grunjoasă sau fină, nu are absolut nicio importanță. Important este să sărăm acum legumele înainte să le dăm la cuptor. Și punem și câteva crenguțe de rozmarin. Ulei de măsline și așa. Suntem foarte generoși cu uleiul de măsline. Cuptorul nostru este deja încălzit la 250 de grade Celsius. Avem nevoie de un șoc termic. Practic să pregătim pentru puțin timp la foc foarte intens legumele noastre și atunci când vor fi puțin caramelizate la suprafață, atunci le vom scoate. Am uitat să pun vreo două roșii. Era cât pe ce să uit să adaug roșii. Roșiile vor ajuta iarăși să păstrăm mai multă aciditate și vom avea și un plus de culoare în supa noastră cremă. Le tăiem în jumătate și după care le aruncăm în cuptor. Doar priviți ce culoare avem noi aici. Așa. Și lăsăm să se tocă. Următoarea etapă pe care o facem, o să facem grisinii de acasă. Avem nevoie de undeva 20 de minute pentru ca să se coacă legumele noastre și între timp vom face aluaturi pentru grisinile noastre. Vom folosi făină. Avem o rețetă foarte, foarte simplă și anume apă. Vom adăuga puțină sare pentru ca să avem gust, desigur, și zahăr pentru ca să putem să alimentăm drojdiile. Adăugăm drojdie uscată. Apropo, apa este puțin călduță pentru ca să ajutăm drojdiile să se dezvolte mai ușor. Deci nu aveți nevoie de un pliculeț întreg pentru că sunt prea puternici. Avem nevoie de undeva un vârf de linguriță pentru ca să facem aluatul nostru. Nu știu unde să pun. Acum adăugăm ulei de măsline. Uleiul de măsline va ajuta nu doar să avem o aromă mai plăcută, dar totodată și o textură mai crocantă. Și ingredientul secret, poate nu o să vă vină să credeți, dar vom folosi vin pentru acest aluat. Desigur, noi astăzi suntem așa mai alentați și vom folosi un Pinot Grigio de la Chateau Vartele. De fapt, nu este unica rețetă în care se folosește vin, totodată vin se folosește și în rețeta de taralii și oferă o notă de aromă, totodată și de aciditate, care este foarte binevenită. Acum, ca în copilărie, adăugăm făină și amestecăm cu mâinile. Până când obținem un aluat omogen. În general, când lucrezi cu aluatul, este foarte important care este starea ta de spirit, pentru că drojdiile doar sunt un organism viu. Nu sunt, pur și simplu, asta nu e un proces chimic, asta este un proces biologic. Practic, în momentul în care drojdiile cresc, ele consumă zaharurile din făină și fac pipi cu drojdii și așa mai departe, cu alcool. De fapt, asta este de fapt și procesul prin care se face și vinul. În cazul nostru obținem anume aceste bule care aerează aluatul. Și acum când deja avem un aluat ceva mai dur, adăugăm un mix de semințe. Poate să fie orice semințe vă plac vouă. Și le mixăm foarte bine în aluat. Este nevoie să obținem un aluat destul de dur pentru ca să avem grisini crocante la final. Mai amestecăm puțin aluatul nostru și după care lăsăm el să crească. Desigur, ar fi perfect să lăsați peste noapte cu o cantitate foarte, foarte mică de drojdie pentru ca el să crească în voie, dar noi astăzi nu avem așa de mult timp, așa că o să lăsăm jumătate de oră să se odihnească. O să vă arăt și vouă ce aluat interesant am obținut. Semințele, pe lângă faptul că se dea o textură și un gust mai interesant, totodată și oferă mai multă valoare nutritivă, pentru că știm foarte bine că semințele sunt foarte sănătoase, dar făina albă este puțin săracă în nutrienți. Acum acoperim cu un prosop curat aluatul pe care l-am făcut mai devreme și așa ca un mic life hack pentru ca să accelerăm puțin creșterea aluatului, îl punem lângă cuptorul care funcționează momentan și este mai călduț și el aici, în atmosfera aceasta frumoasă, lângă legumele din cuptor, o să se crească bine, frumos și gustos. Au trecut deja 25 de minute și este nevoie să scoatem legumele noastre de la cuptor, care s-au rumenit frumos, avem și usturoiul care s-a carbonizat puțin, să zicem. Dar nu este nimic grav. Urmează acum să adăugăm toate legumele noastre într-un vas.
scoatem rozmarinul, pentru că de el deja nu mai avem nevoie, și toate legumele le transferăm în vasul nostru, cu tot cu suc, cu ulei de măsline. Opa. Și apropo, ați văzut că inițial am pus usturoiul cu tot cu coajă, pentru că acum când este copt o să ne fie mult mai ușor să-l scoatem din coajă, cam așa. Cam fierbinte. Acum adăugăm apă atât cât să acopere legumele și lăsăm să înceapă să clocotească. Aluatul nostru deja s-a odihnit frumos și acum este timpul să formăm grăsimile noastre. Nu știu unde să pun prosopul ăsta. Așa. Aluatul. Puțină făină, dar foarte, foarte puțină făină, pentru că altfel o să ne fie greu să întindem aluatul nostru. Rupem bucăți mici și acum le întindem. Și le punem pe tavă cu hârtie de copt. De fapt, grăsimile original se fac din aluatul care rămâne de la pizza. Apropo, în afară de semințe, totodată în aluatul pentru grăsime pot fi folosite, de exemplu, roșii uscate, usturoi uscat, buțuioc, rozmarin sau orice plante aromatice care sunt pe placul vostru. Mie totodată îmi place combinația cu parmezan și fulgi de ardei chili. Este foarte gustos, picant și interesant. Deci, grăsimile noastre handmade sunt deja gata. Acum le punem la cuptor la 200 de grade, plus minus 15 minute, dar urmărim ca să fie ruminite frumos. Deci, acum vreau să vă arăt un truc foarte interesant, cum putem să aromatizăm foarte multe feluri de mâncare, supe sau chiar să dăm un plus de savoare la orice dressing, și anume facem astăzi ulei chili. Avem aici puțin fulgi de ardei iute și într-o tigaie turnăm ulei de măsline sau ulei de floarea soarelui și lăsăm puțin să se încingă. Pentru ca să verificăm dacă uleiul este sau nu încins, am luat puțină apă pe degete și dăm un strop în momentul în care a să înceapă să sară. Înseamnă că uleiul nostru este deja încins. Și acum turnăm peste fulgii noștri. Deci, practic, în momentul în care turnăm uleiul fierbinte peste fulgii de chili, tot gustul și aroma și totodată și gustul picant trece în ulei. Lăsăm așa pentru 50 minute și avem uleiul nostru infuzat cu chili deja gata. Și în așa format poate fi păstrat la frigider chiar și 3-4 luni. O chestie care foarte mult îmi place atunci când gătesc în vasele de la țeptăr este faptul că au conductibilitatea căldurii foarte bună, respectiv începe să fiarbă extrem de repede. Și acum punem focul la minim și aducem supa la o consistență cremoasă. Un sfat de la mine, nu adăugați prea multă apă inițial, mai bine adăugați deja apă cât este nevoie după ce transformați supa în piureu. Acum vreau să vă arăt care este consistența perfectă pentru o supă cremă, pentru că de multe ori am mâncat supă cremă care este sau prea densă sau prea lichidă. Deci, testul este următor. În momentul în care luăm din polonic și turnăm, polonicul trebuie să rămână practic curat, doar cu un strat foarte, foarte subțire de cremă. Practic, nu trebuie să avem un piureu, dar o supă cremă. Avem aici niște farfurii super frumoase, am ales acest albastru pentru ca să fie în contrast cu portocaliul nostru, nici nu știu, oranjul care îl avem aici în această supă cremă, fină și foarte cremoasă. Pentru decor vom folosi puțin din uleiul nostru aromatizat cu ardei iute. Pe lângă faptul că acest ulei are un parfum superb, are și o culoare ceva mai intensă. Și câteva picături de lapte de cocos. Scoatem grăsimile din cuptor. Sunt rumenite, frumoase. Facem acum testul suprem. Alături de supa noastră cremă din dovleac cu legume și cu fructe, pentru că vă aduc aminte că am adăugat și măr, vom combina, pentru că foarte bine se combină cu aceste legume un Pinot Grigio de la Chateau Vartelli. Desigur, este rece, proaspăt și cu o culoare superbă. Thank you.
parfumul este unul foarte proaspăt, culoarea limpede, frumoasă, caldă, aș spune eu, cu note fructate. Apropo, simt un miros foarte plăcut de măr verde, exact ceea ce am folosit și noi în supa noastră cremă, cred că se vor combina de minune. Iată și după puțină muncă și îndemânare am obținut acest preparat super delicios. Apropo, este vegetarian, chiar vegan, pot să zic. Nu a fost o chestie intenționată, așa a ieșit până la urmă. O altă chestie care am vrut să vă spun, că aceste grisini pot fi consumate nu doar în combinație cu supă cremă, sunt apropo foarte, foarte crocante și gustoase, pot fi consumate totodată cu alte gustări, cu vinuri, cu cașcavaluri sau chiar cu prosciutto și pepene galben, cum este într-o combinație clasică. Supa noastră cremă este super cremoasă, cum este și denumirea ei, și uleiul nostru infuzat cu ardei chili este o completare perfectă pentru supă. Deci chiar vă recomand acest preparat pentru că este super delicios și ușor de preparat și cu voi a fost Chef de Gătit alături de Elena Popa, nu cu Alexandru Coverzan, dar cu Elena Popa. Ne revedem în fiecare weekend la Chef de Gătit! Fresh. Emisiune sponsorizată de Kaufland. Această emisiune a fost sponsorizată de Zepter. Live better, live longer. Latte. Alege gustul adevărat. Salamer. Gust cu tradiție. Chateau Vartelli.